Peste 400 de colindători din 17 ansambluri din județul Satu Mare, din țară și chiar din Transcarpatia, au participat la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă de la Negrești Oaș, România, în cea de-a doua zi de Crăciun pe stil nou în Catedrala Ortodoxă din localitate. Desemnarea câștigătorilor a fost făcută de un juriu de specialitate, iar premierea s-a făcut pe două secțiuni distincte. Manifestarea culturală a debutat cu parada colindătorilor. Îmbrăcați în frumoase straie de sărbătoare, din zona din care provin, colindătorii au traversat centrul orașului sub privirile curioase ale trecătorilor. La Catedrala Ortodoxă au fost așteptați de organizatori, după care, rând pe rând, au intrat în incinta lăcașului de cult. Evoluția colindătorilor a fost apreciată de public, care, chiar dacă s-a aflat într-un lăcaș de cult, a aplaudat prestația acestora. Primii colindători au fost membrii grupurilor folclorice Sânzienele și Oașul din Negrești Oaș, coordonați de Maria Tripon. Au urmat Coconii din Călinești, județul Maramureș, și apoi ansamblul folcloric Măgura din Târșolț. Grupul folcloric din Hija, Tarna Mică din Ucraina, a prezentat o scenetă de Crăciun în limba ucraineană. Primarul localității Hija, domnul Ivan Haiduc, împreună cu entuziaștii din localitate, depune eforturi susținute pentru a păstra interesul tinerilor față de moștenirea culturală a satului, situat în inima munților, la frontieră cu România. Circumstanțele au fost de așa natură încât satul Tarna a fost divizat în două, Tarna Mică și Tarna Mare. Cea mică e în Ucraina, cea mare în România. Ori costumele populare tradiționale de o parte și alta a frontierei sunt românești, oșenești. Oamenii din țara Oașului, una din cele mai puternice zone etnofolclorice din România, de-a lungul timpului au modificat straile populare, dar cei din Tarna Mică le-au păstrat intacte în lăzile de zestre ale bătrânilor. Це ще, напевно, наших дідиків, прабабок, прадідиків, ці всі костюми. І я дуже радий, що директор будинку культури нашої Ірина Іванівна Турцанаш, вона ці традиції підтримує, костюми, вона старається для цього всього, щоб їх зберегти. Тому що в даний час їх дуже важко знайти. І ці... Де ви взяли? От ваш костюм, звідки? Це, я чесно кажучи, якщо так, ну не можу сказати, чи це дідика, чи це прадіда, не можу казати. Може, Ірина Іванівна ще більш, вона чуть старша. Але спеціалісти румуни подивилися і сказали, що справжній ошанський костюм. Так. Це так і є, це є повністю ці костюми в оригіналі. Ушанський, да. Румунський, так. Да. Такі, колись такі, в таких самих костюмах ходили в нашому селі. І тут так, так. Кордони традиції не поміняли. Нас не поміняли. Я знаю точно, що в нашому селі і зараз по-румунськи знають колядувати, вони підтримують, вони тримають як наше Різдво, так само і румунське. Doamna Irina Turțepaș, decenii la rând, se preocupă de ansamblul folcloric din Hija cu dăruire și discernământ, fiind ferm convinsă că una din cele mai puternice atracții pentru turiștii ce vin să vadă localitatea lor mică, dar cu pretenții și orgolii mari, sunt spectacolele folclorice puse în scenă la Casa de Cultură. Цей колектив, я можу сказати, що він вже у нас, я працюю 35 років у будинку культури, і він весь час, ми відвідуємо всі фестивалі, як районні, так і в області вже були, і на міжнародних теж, і в Венгрії були в минулому році. І ви знаєте, я вдячна, ми стараємося відновити всі ті традиції наших предків, наших дідів. Ну, це ми тим живемо, тому що якщо це потоне, загине, то тоді я не знаю, що нам залишиться. І ну, ці костюми ми ходимо від наших старожилів, збирались ми. Є люди, які дуже бережливо до цього ставляться, що вони дадуть, виступлять і обратно забирають. Але є такі, що нам подарували ці костюми, і ми їх теж дуже зберігаємо. А музей є в селі при будинку? При будинку культури є у нас у школі музей, і при будинку культури є в нас такі
ну як кімната така невелика для збереження таких. Festivitatea de premiere a câștigătorilor după deliberarea juriului a fost făcută pe două secțiuni. Astfel, la secțiunea Teatru cu Măști, primul loc a revenit grupului folcloric Hija, Tarna Mică, Transcarpatia, în timp ce următoarele două poziții au fost ocupate de ansamblul folcloric Maramureșenii din Moisei și de Viflaimul Colindătorilor din Călinești, Oaș. La secțiunea Colinde, pe primul loc, s-au aflat la egalitate de puncte ansamblul folcloric Cununa Oașului, Colindătorii din Turț și ansamblul folcloric Ceatăra din Carei. Publicul a fost impresionat de evoluția coralei jandarmilor din Satul Mare. Colindele interpretate de ei au bucurat prin autenticitatea lor sufletele receptive ale oșenilor. Primarul orașului Negrești Oaș, doamna Aurelia Fedorca, e de părerea că tradiția constituită aici și onorată de-a lungul anilor, în pofida tuturor încercărilor la care îi supune viața pe oșeni în condițiile recesiunii economice, trebuie păstrată cu sfințenie. Festivalul de datin și obiceiuri de iarnă, ajuns la cea de-a 15-a ediție, va avea continuitate, căci prin asemenea manifestări ne cultivăm valorile adunate din strămoși și care ajută poporul să evolueze, să supraviețuiască. În momentul când eu mi-am asumat această funcție de primar, în primul rând este o onoare pentru mine că cetățenii din Negrești Oaș au avut încredere și m-au ales ca primar al orașului nostru și le mulțumesc de ori de câte ori am ocazia pentru acest lucru și sunt, aș dori și mi-ar place să cred că nu-i dezamăgesc prin tot ceea ce eu fac. Este o obligație morală pentru mine să duc mai departe acest festival. Și nu este greu pentru mine, pentru că până la urmă eu încerc să fiu o gazdă bună, dar greutatea bănuiesc că este pentru aceste grupuri superbe de colindători care astăzi au venit și ne-au încântat inimile și sufletele noastre cu colinzi, cu obiceiuri, cu datini, pentru că până la urmă ei trebuie să se pregătească și noi trebuie să le mulțumim că păstrează vie această tradiție. Și eu am rămas impresionată de costumele cu care ei au venit îmbrăcați, am apreciat toți membrii juriului acest lucru și am regăsit costumul oșenesc ăla vechi de câteva sute de ani. Cred că este costumul oșenesc de la mama lui de acasă. Și sunt mândră și încântată în același timp să-l găsesc la frații noștri din Tarna Mică, de dincolo de Tisa. Credeți-mă, sufletul vibrează de bucurie și în ochi am lacrimi. Și în momentul când au prestat și acum când vorbesc despre dânsii, au avut o prestație extraordinară, au fost atât de frumoși și ne-au adus aminte de copilăria noastră. Chiar dacă au prestat în ucraineană, ceea ce ei au făcut a fost atât de expresiv, cred că cuvintele în ce limbă au fost spuse nu contau, ci pur și simplu s-au intrat la suflet. Vorbeam cu doamna director care i-a însoțit și cu primarii care au venit de acolo și le mulțumesc încă o dată pentru efortul făcut. Nu este puțin lucru a doua zi de Crăciun să vii să ne onoresc cu prezența aici la Negrești Oaș și promit că și eu o să fiu alături de dânsii ori de câte ori o să mă invită. Deja o invitație a fost lansată pentru luna mai și de astăzi le promit solemn că o să fiu acolo cu grupul nostru folcloric, să putem și noi să ne prezentăm la frații noștri de dincolo de Tisa, obiceiurile noastre și gândurile noastre și dragostea noastră. Iar eu spun că a fost un festival reușit. Sigur că întotdeauna este loc de mai bine. Eu o să mă strădui de fiecare dată să fiu o gazdă bună împreună cu negreștenii mei, astfel încât toată lumea să vină cu dragă inimă aici.
Spunea cineva că Europa este o simfonie și nu o cântare omofonă. Simfonie în care fiecare popor este chemat să-și aducă nota personală, inconfundabilă. Românii cu certitudine au în acea cântare a cântărilor europeane o notă a lor, unică prin profunzimea și mesajul ei sfânt, colindul. De fiecare dată de Crăciun, românii aduc vestea ce are menirea să slujească vieții, să aducă binele și prosperarea în lume. Din vremuri vechi, colindele, datinile și obiceiurile noastre de Crăciun au fost o adevărată școală de virtuți morale, întărind sentimentele de frățietate și de bună înțelegere. Să-i dați, pune-mi mâine în oare.
chiar când e somn, ești umbră. Ce să fie când e spus că cum s-o arătă? Își văd că nu scrie bine cu șpie. Stau, stau, spui domnul, dar te-ai înflagă să... S-a lăsut de sărește și mă vânte să sărește. Mergeți, toate, și tine, vă-ți rog, rog, cu de-a legi. Eu fiți să-mi la frate.